de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Iată, ne aflăm într-o prea frumoasă zi de joi, în data de 19 august, și vreau să vă spun că a apărut numărul 502 al Mesagerului de Neamț, un număr cu câteva titluri care zic eu că ar trebui să intereseze și pe pietreni în special și pe nemțeni. Am încercat în acest număr să marcăm și data de 23 august, nu? Mai țineți minte? De data asta, fără defilare, lozinci și urale revoluționare, deși în curând s-ar putea să asistăm din nou la lucruri de genul acesta, că istoria se repetă. Avem o incursiune în trecutul negru al bazei hipice, este de fapt un început de materiale apropo de cum s-a putut ca un teren de câteva zeci de mii de metri pătrați să treacă așa, într-o noapte, dintr-un loc în altul, fără niciun fel de obligație pentru cel care primește terenul, ba mai mult cu drepturi. Avem și un material despre țeapa de la primăria Dragomirești, o primărie interesantă, în care o contabilă a putut să ia bani din cont, să-și pună în contul personal, să ia bani, să facă împrumuturi de 4 miliarde lei vechi pe numele unor angajați ai primăriei, cu dosare făcute de ea, și să-i transfere până la urmă tot în contul domniei sale. Un interviu cu unul din cei doi șefi ai Aurului, Claudiu Târziu, fost jurnalist la Bacău, care merită citit cu atenție, pentru că în ultima perioadă am observat la o anumită categorie de cititori extrem de atenți și extrem de inteligenți o radicalizare. Cum aud un om că pronunță cuvintele națiune, suverană, credință, brusc pune etichete oamenilor respectivi. Sunt naționaliști, sunt legionari, sunt cutare, sunt cutare, sunt cutare. Fără să se întrebe ce anume generează aceste atitudini. Nu cumva aceste atitudini sunt generate de o clasă extrem de inteligentă de oameni cu ambiții care doresc să conducă această țară, dar care au uitat de unde provin. Este și asta o problemă. În fine, pe lângă o invitație la Grințieș, unde va avea loc o sărbătoare extrem de interesantă, aș vrea să vă atrag atenția că există un material numit Concedieri pe criterii politice la Teatru Tineretului. Avem și omul săptămânii care, de data aceasta, aproape că nici nu se putea altfel, este domnul Andrei Carabelea, primarul municipiului, parcă așa e, municipiului, spunea Toașu, Piatra Neamț, pentru faptul că a reușit să modifice, cel puțin la nivel de propunere, codul administrativ, introducând noțiunea de vacantare a funcției de primar pe bază de concediu legal de odihnă. Avem și o rubrică de gura lumii interesantă, Țepe țepuiți de lux și de mâna a doua, un dialog imposibil între un șef de administrație locală și un membru în CEA-ul unei societăți, și baza hipică și bălegarul. Dacă vreți, vă invităm să citiți ziarul. În altă ordine de idei, pentru că încercăm să vedem ce să alege din promisiunile electorale la nivel de data aceasta de municipiu, am îndrăznit după câteva luni de zile, n-am deranjat până acum, dar de acum o să deranjăm pe cât se poate pe fiecare dintre, deranjăm în sensul de deranj de dimineață, de transport, șefii societăților comerciale aflate, nu, care au
acționar principal, majoritar sau principal, primăria Piatra Neamț, să vină să discutăm despre ce se întâmplă în zona aceasta a serviciilor, pentru că, vă aduc aminte, toți, dar culmea, absolut toți, care veneau în emisiune și de la PSD și de la PNL și de la USR Plus, toți au criticat calitatea serviciilor pe care aceste societăți le prestau pentru populație. Și atunci auzeam așa, vom face, vom drege, vom rezolva, vom dota, vom aduce, vom aduce utilaje. E clar că nu se pot aduce utilaje în câteva luni, dar să vedem ce se întâmplă în această dimineață cu societatea Salubritas din Piatra Neamț, împreună cu noul manager al acestei societăți, domnul Rareș Alexandru. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Domnul Rareș, o să-mi permit să vă spun așa. Domnul Rareș, Salubritas, o societate a Consiliului Local Piatra Neamț, nu a primarului, nu a cuiva anume, ci a acestei comunități. Societate care mult timp a fost criticată pentru că, unu, se făcea curățenie, cum se făcea la nivelul ei, se strângeau gunoaiele cum se strângeau, se mătura cum se mătura și toți spuneau, domnule, nu se mai poate, suntem în evul mediu, nu se mai poate, trebuie să facem ceva. Ce facem în acest moment? Ați preluat societatea într-un anumit moment. Luna aprilie anului. Luna aprilie. Ce s-a schimbat de la preluarea societății până acum? Discutând pe fiecare segment, ramură, segment al, de acțiune al societății, vorbim prima dată de salubrizare. Așa. Cum doriți? În salubrizare avem un efectiv de 35 de persoane, din care la partea de măturat manual și întreținere sunt 25 de persoane. Deci pentru tot orașul, pentru acoperirul complet, folosim 25 de persoane. Care fac măturat, activitatea cu... Măturat pe străzile care sunt cuprinse în contractul cu primăria, fac măturat manual, întreținere trotuare și golit coșuri de gunoi. Și 5 persoane sunt la întreținere pentru străzile care nu sunt prinse în contract și unde există coșuri de gunoi. Adică ăștia care nu sunt prinși în contract, care străzi? Există străzi în Piatra, prin contractul anterior care a fost semnat, deci penultimul contract în care a fost trecut o listă de străzi incompletă. Sunt străzi care nu sunt trecute. Deci, uitați că m-ați pierdut. Deci, noi locuim în Piatra Neamț, dumneavoastră aveți un contract cu primăria. Da, pentru măturat manual. Dar... Pe străzi. Pe o listă de străzi. Nu era normal să fie un contract pentru toate străzile din municipiu? Ba da. E normal, dar cei care au făcut contractul înainte au luat în calcul măturatul mecanizat pe acele străzi și golirea coșurilor de gunoi de persoane. Manual. Contractul de salubrizare expiră undeva în luna noiembrie, pe 6. Așa. Lucrăm de 2 săptămâni la introducerea tuturor străzilor existente în Piatra, pentru a fi prinse în rută și discutăm precis, exact fiecare stradă care trebuie măturată mecanizat. În funcție de utilaj, avem un utilaj mare de măturat cumpărat anul trecut și avem încă 2 utilaje mici, Busher și Nelfix, cu care sunt specializate pentru străzile de suprafață mai mică, unde nu putem intra cu acel utilaj mare. Bun. Acum, ce norma au oamenii ăștia? La 25 de oameni la un oraș din ăsta? Cam... Norma reprezentată în contract la, la o persoană care mătură manual este de 5600 de metri pătrați într-un program de 8 ore. 5600 de metri, jumătate de hectar sau cam cât vine? Nu? Un teren de fotbal. E mult, e puțin?
E foarte mult. Aceste contracte, din ce am găsit și din ce am verificat în acte, este făcut după un normativ de lucru din 1977, de prin Timișoara, și transpus în zilele noastre, în 2020 sau în 2016, când a fost făcut primul contract. Problema care o văd eu la aceste normative este că în 77 exista o anumită cantitate de gunoi și în 2020 vorbim cu totul total diferit de alte cantitate de gunoi. Deci normativele sunt mari. Pentru a face un serviciu de calitate nu trebuie să trecem în fugă pentru a ne îndeplini suprafața. Ne interesează de a avea un rezultat. Putem recupera și mâine și poimâine, dar rezultatul unui deșeu lăsat în urmă se vede și mâine și poimâine. Bun, este clar că cu 25 de oameni, orice ai vrea să faci, nu poți să rezolvi problema. Și atunci revenim la ceea ce spuneam eu la început. Ce planuri există pentru această societate? Dumneavoastră ați dat un concurs și ați avut un proiect de management. Da. Acum 2 săptămâni am comandat 2 mașini de măturat mecanizat, care pot fi folosite de o singură persoană, acele motocultoare cu perie și colector în față, pentru a interveni pe trotuarele din municipiu. Pentru trotuare. Trotuare. Și încă vedem, acum suntem în stadiu de a le experimenta. Ca și rezultat... Eu vă întreb ceva. Mașinile astea au și posibilitatea să sară? Sunt pe tracțiune integrală, deci roțile... De ce vă întreb? Că sunt trotuare multe în care nu poți intra... Zonele de, pentru accesul pe rampa de handicap sau pe rampa de acces de bicicletă ale trotuarilor, nu putem introduce Nil Fiscu, care are un apartament, cred că de 1,20 m între roți. Și sunt trotuare în care nu îl putem introduce, sunt trotuare în care îl putem introduce. Am confecționat 2 rampe din lemn care... A, le luați cu dumneavoastră. Se pun, se atașează în spatele utilajului și trotuar. Problema trotuarelor în piatra nu este cea mai gravă, accesul pe trotuare. Există acele obstacole de pe trotuare. Acea mașină, prin deschiderea brațelor, ajunge undeva la 2,20. Deci eu dintr-un traseu pe trotuar, dintr-un singur sens, l-aș acoperi total. Coșuri de gunoi, panouri stradale, multe obstacole care... Lucrurile acestea le-ați cuprins într-un document să-l transmiteți celor de la primărie? Am discutat și cei de la primărie, și domnul primar, și cei din cabinetul primarului au fost la fața locului când am încercat aceste probe cu Nil Fiscu pe trotuare și am ajuns la concluzia că ar trebui achiziționate cele 2 utilaje care se vor folosi manual de câte o singură persoană, deci nu trebuie permis absolut nimic, acele motocultoare tradiționale la noi, în care, sincer să vă spun, traianul ar trebui să fie finalizat undeva într-o zi. Da. Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile stau prost din punctul ăsta. Adică, unu, avem infrastructura la nivel de trotuare și nu numai de trotuare, prost făcută, prost gândită, iar în anul 2021 ne punem problema să achiziționăm niște motocultoare care sunt la nivel de anii... Nu, motocultoarele și acele... Sunt aduse la zi? Sunt aduse la zi, sunt utilaje de calitate care prin acele perii, sunt există perii de plastic și perii metalice. De exemplu, vă spun, o perie mixtă costă undeva la 10.000, 12.000 de lei doar peria. Am înțeles. Vegetația de pe trotuare poate fi îndepărtată doar prin stropire sau cu acele perii metalice. Dacă mergem cu peria de paie, de sârmă, clasica perie de paie, nu putem rupe. Doar le culcăm, le rupem câteva frunze și ele, a doua zi, a treia zi se ridică. Deci, practic, în acest moment, sunteți la nivelul de a achiziționa 2 motocultoare. Cât costă? Undeva la 22.000 un utilaj. Nici măcar nu este foarte scump, dacă stai să te gândești. Pentru bugetul salubritatului este foarte scump. De ce e scump pentru bugetul salubritatului? Credeți că avem un buget, avem bani în cont care stăm cu ei? Păi nu știu, eu stau și mă gândesc așa, salubritatea are niște surse de venituri. Ok. Pe care alte societăți ale primăriei nu le au.
De exemplu, dumneavoastră, teoretic, faceți bani frumoși din administrarea, cum se cheamă, depozitului ecologic. Suntem în participațiune cu Rosalu. Noi avem eu știu că sunteți în participațiune. Avem un procent de 30%. Am vrut să nu se vadă faptul că eu știu și nici că sunt ironic când spun că faceți activitatea acolo pe bani. După emisiune o să vă transmit o listă cu veniturile, care profitul care îl avem de pe groapa de gunoi, să vedeți că se rezumă undeva la o cifră cu 40 de euro. Deci, domnul Rareș, dumneavoastră aveți aceste profituri. Cine operează practic în groapa de gunoi? Rosalu ca acționar majoritar. Noi acționăm prin trei persoane care le avem. Una care lucrează pe groapa de gunoi, compactorul și cu celălalt utilaj. Și două persoane care sunt la recepție, cântar și verificarea mărfurilor. Și Rosalu pe cine are la groapa de gunoi? Rosalu are echipa lui personală care lucrează în celelalte domenii care le au acolo. Ce alte domenii sunt? Verificare, pază, cântărire, verificarea noastră către ei. Deci păi sunteți acționari împreună. Suntem acționari, dar cel mai bine e să fii prudent. Deci se dublează practic. Da, ei au... Sau hai să spunem altfel, Rosalu dă niște salarii acolo. Da, da. Rosalu dă niște salarii pe o muncă care deja se face odată, verificarea, se mai dau niște... Adică mie mi se pare un lucru absolut... stupid ca municipiul Piatra Neamț să aibă două firme care operează operează depozitul ecologic, pentru că la începuturi a fost o altă situație, s-a modificat contractul, a fost adus Rosalu, probabil din datorită profesionalismului lor, a fost adus Rosalu, nu cred că a fost vorba de prietenii, nici de afaceri, după cum nu cred că nici pe prietenii și afaceri Rosalu a luat și și acum strânge gunoiul din două zone ale județului. Deci nu cred lucrurile astea, dar mă întreb în momentul acesta dacă nu cumva dumneavoastră faceți o muncă acolo pentru alții. Nu. Pe noi ne interesează partea noastră procentuală din contract în care să avem rezultatele cât mai bune. Cei de la Rosală au personal lor, au activitatea lor separată de a noastră, deci nu ne dublăm în serviciile care le oferim. Ei au pază, noi nu avem pază. Ei au mecanic, noi nu avem mecanic. Deci ele sunt complementare. Problema gropii de gunoi sau al serviciului sau al primăriei că a dat acest serviciu către o altă terță persoană, nu știu, dar cunosc istoricul Salubritasului care acum câțiva ani buni colecta ceea ce face Bratner în ziua de astăzi, se ocupa absolut de curățenia totală a orașului. Gunoi măturat, absolut tot. Și se putea? Se putea. Eu, surpriza care am avut-o când am intrat în magazia societății, am găsit două genți diplomat, din alea ca în firme, metalice, cu cifru, și am întrebat pentru ce sunt. Înainte când lucram colectarea gunoiului, depuneam bani la bancă. Deci o diferență de la cer la pământ. Păi nu a fost o încercare de sugrumare a societății, practic? Din ce cunosc eu, încercarea de a închide Salubritasul, de a transfera tot personalul către Bratner. Deci am înțeles că Bratnerul a venit cu o agendă. Piatra a primit utilaj, a primit absolut tot pentru acest serviciu de colectare a gunoiului. Toți oamenii la Salubritas au fost transferați către Bratner și Salubritasul rămânând cu doamna Ciucanu, care a menținut societatea prin serviciu de ecarisaj și alte servicii conexe, de DDO. Atât. Nu știu dacă s-a încercat sugrumarea sau care au fost planurile respective, dar mă gândesc că într-o parteneriat Rosal Salubritas, Rosalul este câștigător, care 66% ca și profit. Clar că este câștigător. Nu am înțeles de ce nu ar fi avut Salubritas 100%. Dar aici este problema. De ce? Ce face Rosalu și nu putea să facă Salubritasul la depozitul ecologic? Nu face absolut nimic. Ba da, vă spun eu ce face. Mă uit acum aici. Factură, deci ordin de plată pe 13.04 de la Salubritas la Rosal, 20.389 de lei. Da. Asta într-o lună. Într-o lună mai mult,
Mă uitam și eu pe aici prin plăți. Astea sunt sumele care se rulează în acest business, care ulterior sunt facturate către primărie. Deci, practic, tot ce se întâmplă aici, după aceea se facturează la primărie. Da. Frumos. Frumos. Și primăria plătește două firme, practic. Sau facturează o singură firmă și după aia vă luați unul dintre dumneavoastră... Rosalu plătește redevențe către primărie și noi plătim redevențe către primărie. Anul trecut, prin toate serviciile care le-am avut, prin cele 5 servicii care le practicăm, noi am plătit undeva la 330.000 de lei. 330.000 de lei ați plătit către primărie. Primăria ce bani a dat în afară de plata? Deci, dumneavoastră, de la primărie primiți bani pentru plata serviciilor. Noi primim la primărie pentru serviciile făcute către ei. Ulterior returnăm un procent de 10%, de exemplu, la serviciul de ecarisaj și 6% la celelalte servicii. Redevența către ei. Am înțeles. Da, și în același timp primăria este acționar majoritar la Salubritas. Da. Adică ne învârtim într-un cerc extrem de interesant. Eu sunt curios dacă banii de redevență se întorc în investiții. S-au întors în investiții de la vechea conducere în acele sheltere. Ce sale? Chestiile alea în care se strâng gunoiul la blocuri. Sheltere, pubele, așa. Spații de depozitare, table. Așa. Deci, am înțeles. Acolo s-au... Bun, haideți să revenim un pic la curățenie. Când credeți că în Piatra Neamț, nu vreau să vă spun bancul ăla cu Dumnezeu și Sfântul Petru pe pământ, când credeți că în Piatra Neamț vom avea o curățenie așa cum trebuie să fie într-un oraș reședință de județ, într-un municipiu reședință de județ? Adică să vedem acele mașini electrice de colectat, nu știu dacă le-ați văzut prin Oradea, prin Cluj, prin alte părți. Avem acel Nelfies care este total asemănător cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Bugetul pe acest an a fost făcut de conducerea veche. În buget nu ați fost trecut nimic pentru investiții. Ați pregătit pentru anul viitor o listă? Da. Mă interesează achiziționarea încă două mașini gen Nilfix sau Busher și achiziționarea celor aspiratoare cu furtun prelungit pentru a încerca aspirarea în parcări zona botul mașinii bordură, pentru că acolo se adună cea mai mare cantitate de mizerie. Noi măturăm în zonele adiacente parcărilor, pentru că noi nu avem voie să măturăm în acele parcări, nu că nu avem voie, facem curățenie. Dar la orice pală de vânt sau la orice furtună, totul ce este o mașină se reîntoarce pe zona curățată de noi. Bine, acum haideți să uitați, bate un pic vântul afară, dacă ne uităm, închipuiți-vă că se duce un om cu mătura să strângă gunoiul, da? A fost exemplu acum câteva luni sau anul trecut lângă dumneavoastră. Strânge gunoiul, în momentul când strânge gunoiul, bate vântul, duce la 2 metri. Adică e un fel de cooperativă munca în zadar. Munca în zadar și de aici, de când am intrat din aprilie, am modificat traseul măturătorilor mecanizate. Le-am scos noaptea, când strada este mai liberă, găsim și parcări libere. Și în fiecare zi, cele două mașini prestează serviciul de măturat mecanizat în raza municipiului. Și ca să vă faceți o idee asupra măturat mecanizat, 1000 de metri pătrați, 11,37 lei, fără TVA. Asta e în contract? Da. Bun, și cât, la ce preț luați dumneavoastră gunoiul din... La fiecare transport avem undeva la 300 și ceva de lei transportul pe groapă. 300 de lei da. La un transport. Da, fiecare mașină, avem 3 mașini de colectare gunoi din rezultat din coșurile stradale și avem un transport de 300 și ceva de lei. Bun, dar spuneți-mi un pic, gunoiul ăsta din coșurile stradale mai intră într-un fel de reciclare sau nu? Merge direct la groapă. Merge direct la groapă. Dacă cei la Bratner solicită reciclarea lui fiind un majoritate gunoi format din peturi, hârtie, de asta spun există, că aici... nu avem un cult al gunoiului sau unde să-l aruncăm. Marea majoritate a agenților economici aruncă din magazine și aruncă în coșul din fața
coșul stradal, care este pentru pietoni, pentru cei care sunt în trecere. Și găsim foarte multe, foarte multe exemple. Bun, și acum, domnul manager, vreau să atingem un subiect. Zilele trecute am văzut că una dintre problemele importante ale orașului, în momentul revenirii primarului Carabelea din concediu, a reprezentat-o regulamentul acela celebru cu punctaj pe câini. Și am observat acolo că a avut loc o dezbatere cu fundații, deci niște fundații extrem de interesante, așa, mie mi s-au părut interesante ca nume, din diverse țări europene, civilizate țările respective și probabil cu o mare tradiție în protecția animalelor. Ați participat la discuția respectivă? Da, pentru respectivă. Că sunt direct interesat. Înaintea acelei discuții eu am mai avut două întâlniri cu acele asociații în vederea îmbunătățirii nivelului de trai din adăpostul de câini pentru animale și încă o întâlnire în legătură cu organizarea târgului de adopție, care va avea loc pe 11... Deci am văzut așa că am avut asociație din Franța, din Germania, din Belgia, din Marea Britanie și două de la Piatra Neamț, mă rog, cea de la Piatra Neamț legată de aceea din Belgia. Aceste asociații, colaborați de mult cu ele, bănuiesc, dacă au fost invitate la această discuție. Da, a fost o invitație publică, dar noi colaborăm majoritatea asociațiilor pe adăpost de câini unde vin și fac voluntariat. Ele vin să facă voluntariat? Da, noi vorbim aici din niște asociații din Comunea Europeană. Ele sunt reprezentante de cetățeni români care au domiciliu ba în Piatra, ba în București, ba în Cluj, care se ocupă de mai multe asociații. Nu este un reprezentant legal pe o singură asociație. Trebuie să fii foarte îndrăgostit de câini ca să te ocupi de ei sau este și cumva și o notă de afacere în chestia asta? Eu cred că sunt ambele situații. Adică? Nu am făcut, nu cunosc acest aspect, dar există și iubitori de animale care poate o fac din suflet. Îi găsiți la adăpostul de câini la 2-3 zile. Spală câte un câine, îl hrănește, îl plimbă, îl mânghe, deci niște chestii... Aici este clar, sunt oameni care iubesc animalele foarte mult și care o fac din convingere. Dar, pe de altă parte, haide să nu ne mai ascundem după degete. Există și o întreagă rețea a adopțiilor pentru aceste animale care generează fonduri destul de importante. Da. V-ați confruntat până acum cu presiuni venite din partea unor asemenea asociații? Din aprilie, în fiecare zi. În ce constau aceste presiuni? Prin legea, prin OG 155, prin care se reglementează traiul animalelor în adăpost, funcționarea adăposturilor de animale și toate condițiile necesare funcționării, spune clar, fiecare asociație lunară are voie să adopte un număr de 20 de câini. Noi pentru adopții n-am fost niciodată împotriva lor. Mai mult, avem contracte pentru a dezvolta această afacere și pentru a putea întreține numărul de câini. Noi normal acum avem undeva în jur de 300 de câini în adăpost. Capacitatea maximă este de paste 50. La o capacitate maximă care, sincer, nu mi l-aș permite să-i bag la paste 50, că ar trebui să stea câte 7 câini într-un period. Boxă. De la primărie avem, prin baza contractului, de a captura de pe raza municipiului un număr de 40 de câini. 40 de câini să-i capturați pe raza lunar. Municipiului, lunar. Și dacă capturați 45? Aici o să ajungem la discuția finală. Primăria achită 66% tratamentele și cele necesare pentru a putea intra în adăpost. Adică? Undeva la 25-28 de câini, nu știu, 66%, 20 ceva de câini. Și 20. Restul cine achită? Restul... Prin legislație nu suntem obligați ca la intrarea în adăpost să îi sterilizăm sau să... La intrarea în adăpostul din Piatra Neamț, prima și prima dată să faci un consult sumar de către doctor veterinar. Avem un contract de prestare servicii cu un doctor veterinar
care la fiecare intrare, la fiecare animal, fiecare câine, asigur un consult sumar asupra lui. Boli vizibile, rupturi, fracturi, tot felul de chestii. Obligatoriu noi facem acum, prin fondurile care le avem cu celelalte primării, microciparea, pentru a-l introduce în adăpost și a fi ușor de identificat ulterior. Nu putem să-l căutăm între 5-6 câini, vedem care e cel nou sau cel vechi. După partea de microcipare se face deparazitarea internă și externă și sterilizarea. Sterilizarea, din urma discuțiilor cu doctorul, am zis, sterilizarea unui mascul este în jur de 50 de lei și de sterilizarea unei femei undeva de 80 de lei. În oraș, din ce știu eu, sunt peste 100-100 și ceva de lei la fiecare. Bine, ați avut noroc că ați mai beneficiat de niște campanii. Am avut campanii de sterilizare, am făcut campanii cu sterilizarea câinilor de pe raza municipiului și a celor care doresc să-i sterilizeze. Eu am introdus sterilizarea pisicilor, pentru că în oraș nimeni nu există iubitori de pisici care să-și facă, din ce știu eu... Există iubitori de pisici, nu există iubitori de pisici de genul acesta care să le duce? Da, iubitori de pisici, fiecare pisică de rasă, ca și o țin în casă sau ok, dar există, de exemplu, Claudia, o iubitoare de pisici, și-a înființat o fundație, Claudia Ultima Filip, Șansă. Claudia Filip. Da? Încă o șansă din Piatra Neamț. Ceva Claudia Încă o Șansă? Nu, Claudia Filip, Claudia Încă o Șansă. Ok. Cheamă. Și deține la domiciliul ei personal undeva la, mă gândesc, 30-40 de pisici. La înființare din februarie până acum a făcut undeva la vreo 700 și ceva de sterilizări prin sponsorizări gratuite. Bravo domniei sale! În fiecare duminică o găsiți la adăpost cu sace de mâncare în spate. Acum i-am spus să aducă mai mult și îi depozităm la noi prin baza unui proces verbal să nu-i mai... Care? În care în fiecare duminică, în baza unui contract de colaborare, vine și are grijă de câini. Absolut tot ce se poate face omenește pentru ei. O femeie extraordinară. Ok. Nu, să nu înțelegeți că așa a fost relația la început. La început a fost cu scântei. Că fiecare vrea să-și impună punctul de vedere. Și am ajuns la niște puncte de vedere comune prin care putem conviețui în acel adăpost. Bun, vreau să ne întoarcem un pic la niște amănunte financiare. Deci îmi spuneați că primăria plătește 66% din cei 40 de câini pe care trebuie să îi strângeți. Da. Dacă strângeți 50, că se poate întâmpla să te duci să prinzi mai mulți. Da, de când am venit în aprilie am marșat pe mărirea numărului de contracte cu ATE-urile vecine, Bicaz, Dumbrava Roșie, Săvinești, Negrești, absolut toate comunele, pentru că ele sunt obligate de mulți ani de a avea un contract cu o firmă specializată, și un adăpost de câini. Sunt reticenți pentru că tot timpul au o discuție, nu avem bani. Pentru a semna un contract și de a scăpa de o amendă care am înțeles că e undeva de la 20.000 până la 50.000 de lei, un contract nu costă nimic. Când vă vor apărea câinii pentru prins sau pentru transport, nicio problemă, ne deplasăm și discutăm la fața locului. Dar multe primării refuză sau poate din cunoștință. Haideți să luăm altfel. Cât costă pentru primăria Piatra Neamț întreținerea unui câine 9 lei timp și de o lună? TVA, în jur de 12 lei plus TVA. 12 lei pe zi. Pe zi, da? Personal plus mâncare plus asistență medicală. 12 lei pe zi. Asta înseamnă undeva la 300 și ceva de lei pe lună, da, nu? Da. Depinde de lună, da? Depinde, mare parte, plus minus o zi, nu e aceeași... 300 și ceva de lei pe zi. Da. Ca să facem o simplă comparație absolut stupidă, recunosc vina aici, Primăria Piatra Neamț oferă burse de merit copiilor lunare, undeva, parcă dacă nu mă înșel, la vreo 150 de lei pe lună. Acum e adevărat, copiii sunt un pic mai mult decât câinii în Piatra Neamț. Nu știu cât timp se va mai menține această chestie, dar parcă diferența este destul de mare. Am putea face și o diferență cu banii cheltuiți cu un deținut pe zi. Bun, nu vreau să fac comparație între un deținut și un câine. Știți? Dar între un câine îngrijit pe banii primăriei. Eu acolo sunt tot banii noștri de-ai de statul român. Aici sunt banii comunității pe care ni-i gestionăm între noi.
360 de lei, 350 de lei pe lună pentru un câine, nici nu știu dacă sunt bani mulți. Nu știu ce înseamnă 12 lei pe zi pentru el. Dar 150 de lei bursă de merit pentru un copil, mie mi se pare puțin. Da, am făcut, v-am spus, o comparație stupidă. Da. La câți câini plătește primăria lunar? Deci avem un număr de 40 de câini, din care ei plătesc undeva la 60-25. Deci doar atâta plătesc, 40 de câini pe lună? Da, da. Și până la 300 cine plătește? Păi nu. Prin contractele care avem cu celelalte primării, numărul variază de la o zi la alta. Număr de câini. V-ați spus număr aproximativ. Poate să fie acum 280. Deci, sau... Care mai e regulamentul? L-ați luat un câine, îl aduceți, în cât timp trebuie să-l dați spre adopție? Regulamentul OAT-urilor în vederea gestionării câinilor fără stăpân e următorul. Capturarea de câte o firmă specializată, ducerea într-un adăpost specializat și autorizat. După 14 zile se face o cerere de către primăria care a avut acei câini pentru eutanasiere. Și în intervalul ăsta de 14 zile se poate face... Primăria respectivă achită cazarea, masa și absolut toate cheltuielile care sunt legate în valoare de 23 de lei în adăpost. Și în acele 14 zile, dacă există doritor pentru adopție, se transferă către adopție. Cum poate un doritor pentru adopție să vadă câinii? De unde știe el că sunt câini acolo? Cum face? Tot timpul sunt câini. Avem pe pagina societății, avem postări cu anumite poze, câini, vârstă. Dumneavoastră puteți oferi direct spre adopție sau trebuie să o faceți prin fundație? Nu, direct adopția se face de către persoana fizică care vine la adăpost. Cu prima dată o să facem un contract de DPR pentru date personale și după aia e foarte simplu. O copie a buletinului, o copie a spațiului unde locuiește, că este proprietar, o adeverință de venit pentru a vedea dacă se poate asigura hrana acelui animal și în unele cazuri, când locuiesc în bloc, o adeverință la asociația de proprietari. Un accept. Un accept că ar fi de acord cu... Sunt asociații care nu permit creșterea animalului de companie în bloc. Se face un act, se ecipează, se registrează pe numele persoanei care l-a adoptat, se trece în REX și devine proprietatea persoanei. Durează undeva la o oră. Dar având acele acte, v-am spus, noi, eu, doresc să fie acel set de acte făcut cap-coadă, 100% și completat. Pentru nu avea loc de interpretări. Câte adopții aveți directe făcute de când sunteți dumneavoastră? Păi, zilnic undeva la două, trei adopții. Și aceste adopții în momentul acesta se fac de către persoane fizice sau persoane se fac... fizice sau asociații. Care sau, e raportul? Sau, nu, asociațiile fac undeva la 20-30 de câini lunar. Deci facem export de câini în Franța, în Germania, la acele asociații reprezentante pe anumite persoane. Iau foarte mulți câini. Bun, dar ziceați că pot să facă 20 sau cât? Nu, asociațiile, am spus, 20-30 de câini. Acum, ultima cerere a fost de 18 câini de la Muchița. Și care pleacă în Franța, nu? Pleacă în Franța. Au mașină specializată, au transportator, au un reprezentant. Aici a fost singura foaie care am cerut-o pentru a vedea legătura dintre un reprezentant care vine la poarta noastră și acea asociație din Germania. Pentru că noi scoatem câinii, transferăm pe acea asociație în REX, la noi, și după aceea se face un transfer pe către o bază europeană. Dar acel drum de la noi, de la poarta adăpostului până în București, este reprezentant de reprezentantul acea persoană firmă, care l-a ridicat. E singura foaie care am cerut-o extra față de ceea ce este trecut pe site. Și aceste asociații v-au transmis numele reprezentanților? O parte da, o parte nu. Deci o parte da. Cerem anumite aceste foi și primim altceva. Primim, cunoaștem engleza, putem face o traducere, dar primim foi din ființarea societăților, reprezentanții legali din... Ce lipsește ca această activitate să fie mai rapidă și mai, să spun eu, la vedere? Este tot la vedere, absolut la vedere. Din punctul dumneavoastră de vedere. Și din punctul celor care vin acolo. De exemplu, noi știm ce se întâmplă cu câinii care pleacă de aici? Da, sunt urmăriți în REX. Sunt urmăriți în REX. Există dosar penal pentru abandonul sau rele tratamente aplicate la animalelor. Dacă poliția animalelor identifică un câine pe stradă, îl capturează,
îi verifică chipul și apare pe o anumită persoană, se cheamă abandonă și se ajunge până la un dosar penal. Am înțeles. Și cei care părăsesc țara, tot la fel? Toți. Toți. La părăsirea localității în termen mai mare de 14 zile sau țara, pe termen nelimitat, trebuie făcut anunț sau mutat proprietarul câinelui de pe un chip pe altul. Am înțeles. Deci suntem foarte bine organizați. Foarte bine organizați pentru că înainte se mai dădeau câini și se făcea mai simplist. Adică nu erau cipați la intrare, nu erau sterilizați la intrare. Sterilizarea la adăpost avem o sală de operații și o sală post-operatorie. Deci noi ne permitem să facem operațiile acolo și să le lăsăm 2-3 zile. Sunt asociații care vin astăzi, vreau să iau câini și să-i transport mâine, să-i sterilizăm. Nu. Există o perioadă de ședere, este o perioadă de refacere care după acea perioadă se pot externaliza. Ce-i de menționat, noi avem acum, față de contractul cu primăria, avem undeva la 168 de câini în plus. Asta dacă facem un calcul rapid, ar însemna că următoarele 4 luni noi nu mai putem captura câini. Că 4 ori 4, 160 ar veni numărul de câini care ar trebui să-i capturăm pe viitor. Acești câini nu sunt întreținuți din banii comunității. Acești câini sunt întreținuți din celelalte contracte care le avem cu ATE-urile din zonă și banii care rămân de acolo pentru sterilizare, cipare și deparazitare. Acei câini consumă 750 de grame, 500 de grame de mâncare pe zi. Deci cheltuiala nu este imensă. Țarcurile au fost construite, personalul există și pentru un câine și pentru 100. Deci sunt anumite cheltuieli care le câștigăm din contractele cu celelalte OAT-uri. Primăria Piatra Neamț, de când am venit noi la societate, de când am venit eu în societate și înainte, cred, nu a avut niciun ordin de eutanasiere. Niciunul. Multe persoane l-au criticat pe domnul Carabelea pentru acele pasaje de regulamentul de funcționare. Sunt câteva pasaje normale. Dacă vă arăt mașina mea că e plină de găinați de porumbei, dacă vă arăt persoane care hrănesc anumite pisici de la parterul blocului, zilnic, lapte, au fiecare, cutiuța, absolut tot. Dar știți ce se întâmplă? Când fac pui, pun pui în pungă și aruncă la bisiță. Ei s-au îndrăgostit de mamă, nu s-au îndrăgostit de pui. Păi nu putem spune că suntem fotbaliști și jucăm fără minge. Cum să nu? În România se întâmplă lucrul ăsta extrem de des, să joacă fotbal. De asta spun, sprijinul primăriei l-am avut 100% în relația adăpost-primăriei, adăpost-asociației. De asta au fost și acele rezultate de ședința de marți în care s-au scos alineatele cu hrănirea animalelor în domeniul public. Eu cu regulamentul acela nu am nicio problemă, în afară de faptul că atunci când dai copii paste, trebuie să fii foarte atent că trăiești într-o comunitate cu reguli aparte. Iar cine a dat copii paste, dacă mai lucrează în primărie, este fix vina primarului. Nu este vina nici a lui cetățeanul de pe stradă, nici a câinelui vagabond, sau mă rog, comunitar mai nou. Așa, totul este comunitar acum. Este vina, cum spuneam, acelui care îl păstrează pe autorul operațiunii de copy-paste. Bun, domnul Rareș Alexandru, dumneavoastră sunteți mulțumit de curățenia care există în acest moment, pe domeniul dumneavoastră vorbesc, nu de ce face Bradnerul. Da, sunt foarte mulțumit. Sunteți foarte mulțumit? Da. Cam ce notă ați da? La o scară la 1 la 10? Putem să mergem și pe școala rusească de la 1 la 5, nu e nicio problemă. Și prima, cea mai bună notă și cea mai rea se taie, ca la gimnastică. Corect. Undeva la 8,59. 8,59, păi asta ar însemna foarte bine. Ba da, diferența de la 8,50 până la 10 este o curățenie mecanizată pentru a avea și rezultate financiare. Deci nu mă refer doar la imaginea orașului. Mă refer la faptul cum facem această curățenie. Da, spuneți-mi un pic, care este salariul unui om care e cu mătura pe stradă? Incluzând sporul de rușine, sporul de noapte, ajunge undeva peste 2000 de lei. Deci 2000 de lei. E mare, e mic? E mic.
Ce posibilități aveți să creșteți aceste momentan, anul acesta... Aici ați incluse și bonurile de masă? Și bonurile de masă. Deci 2000 de lei cu tot cu bonurile de masă. Am spus peste 2000 de lei. Peste 2000. Anul ăsta am încercat, după 3 luni de mandat, am încercat să fac o creștere cu 5%, dar nefiind bugetată și a existat anumite reguli între profitabilitate și investiții în firmă, cei de la Curtea de Conturi nu prea mi-au dat voie. Există la dumneavoastră regula aceea raportului între salariul cel mai mare al managerului și cel mai mic? Adică să existe o diferență sau? Nu. Nu există. Nu. Salariul meu a fost stabilit de Consiliul de Administrație la baza concursului, iar salariile care au fost al personalului TESA din societate au fost stabilite de conducerile. Nu am nicio problemă cu salariile personalului TESA, mă interesează pentru a mări și nu a scădea salariul. Nu mă interesează să cad salariile la 2-3 din personalul TESA. Mă interesează să măresc salariile undeva la 30-40 persoane care activează și fac munca brută. Deci câteva reacții. Bani de la alte OAT-uri din jurul orașului nu primiți decât dacă capturați câini de pe raza lor, ceea ce cred asta că am spus, a spus și dumneavoastră. Contractul se face în baza unui număr de câini, 10, 20, 30 de câini. Dau exemplu bicazului, când găsesc un număr de 3, 5, 7 câini, ne solicită echipa de care s-a deplasează la fața locului și prin capturare se face un proces verbal în care se spune am capturat 4 câini. În adăpost se introduc cu cipare și semnalmentele de identificare. Da. Deci 8,59 nota pe care vă acordați dumneavoastră pentru curățenia orașului. Eu aștept reacții de la cei care ne privesc să pună și ei care este nota. Sincer, lumea așteaptă tot mai mult și este normal să aștepte tot mai mult pentru că așa s-a promis. Da, e ok. Așa s-a promis, așa s-a spus. Ni s-a spus că vom avea societăți profesioniste care vor face treabă atâta timp cât vom avea mătura pe stradă, nu putem vorbi. Bine, sunt locuri în care într-adevăr trebuie să la rectificări, de exemplu, un exemplu concret, am avut o solicitare privată, curtea unui supermarket mare, în care ni s-a cerut măturatul mecanizat. Lângă acea mașină mecanizată ar trebui să băgăm și 2-3 oameni pentru rectificări. Mașinile nu intră în fiecare unghier, în fiecare colț și există nimeni nu acel spune. Măturoi. Da, să știți că am văzut mașini de măturat care aveau și treceau peste acest inconvenient, vorbesc de parcări, aveau niște aspiratoare speciale, știți? Ok. Și mașinile actuale au aspirator pe spate, dar pentru a dinamiza și a avea un termen minim de acțiune, folosim, e mai simplu. Rectifica manual. Eu am terminat un liceu de electronică și telecomunicații. Cochetez cu anumite chestii electronice. Sunt adeptul mecanizării, sunt adeptul aparatelor. Deci lucru manual e un lucru, nu zic învechit, dar fără rezultate. Mai știți cum e cu lucru manual. Până la urmă... Tot am făcut la școală, la clasele primare am făcut, dar măcar învățam o meserie. Unii au făcut și la clasele primare, unii au făcut și la liceu, unii au făcut și după. Și dar ideea este că nu prea mai se face în orașele acelea care sunt, cum se cheamă ele, doamne, că am uitat, smart, nu? Smart, da? Nu se mai prea face lucru manual la nivelul ăsta să mături trotuarul. Când terminăm emisiunea, o să vă transmit un filmuleț. Am fost în concediu. Am văzut și eu în alte părți. Dar să știți... O cutie de plastic legată cu ață, un măturoi. Unde? În Italia, nu? Da. În Italia. Bine, eu zic să nu luăm modelul italian de curățenie, că s-ar putea să avem probleme. Știți în Italia cine face curățenie, nu? Da. Cred că nu vreți să facem... Și pe stradă și în casă. Deci asta vreau să vă spun. Ei fac curățenie la propriu. Toate gunoaiele le curăță. Da. Și ideea este că nu cred că modelul italian este cel care ar trebui să-l copiem. Sunt alte modele.
care vă spun sincer că funcționează. Okay. În Germania, în Austria. Bine, o să-mi spuneți că i-ați nemți. Nu, mi-a trecut ideea prin cap, dar educarea omului de a arunca gunoiul, de a-l selecta, se face și în varianta în care el vede că firma care colectează face o colectare selectivă și că cineva îl ajută. Un exemplu concret pot să vi-l dau în cartierul Speranța, acele shelter la intrare la stația de autobuz. Eu mi-am programat vizite de două ori pe săptămână, lunea și vinerea. Vin cei de la Bradnes, ridice gunoiul, în jurul shelterilor e plin de pungi și shelterele sunt goale. Probabil că se face antrenament la basket. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, dar o să vă rog să mai rămâneți câteva minute, pentru că vreau să văd, așa, fără să anunțăm pe nimeni, ce se întâmplă în momentul acesta cu celebra lucrare care se desfășoară de la, pe varianta aceea singură pe care o avem, nu una din variantele care ni s-au propus în campania electorală. Bună dimineața, domnul Marius Ghineț. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Dimineața era la 4. Da, domnul Ghineț, întrucât sunteți singurul reprezentant cu contract în momentul acesta al conducerii de la Publiserv, am o rugăminte să-mi spuneți ce este nou de alaltă ieri, de când ați fost, de când ați primit porecla de omul bordură. Așa, ce este nou pe lucrarea aceea care scoate peri albi poliției municipii, poliției rutiere, pentru că trebuie să stea pe acolo ca să poată să vă ajute să vă faceți lucrarea. Și bineînțeles, cetățenilor orașului. Păi, ce să fie nou, noi am continuat cu frezare fiecare noapte, inclusiv azi noapte până la ora 4, când s-a defectat freza de asfalt, am reușit să o reparăm, colegii mei au reușit să o repare. Ieri dimineața am început demontarea bordurilor, azi noapte la 12 am terminat. Azi noapte la 12? O spuneți ca să vă audă domn primar sau chiar așa s-a întâmplat? Nu, așa s-a întâmplat. Dacă duceți la fața locului, s-a lucrat până la 12 noapte. Am trecut pe acolo dimineață, domnul Ghineț. Am scos absolut toate bordurile. În cursul zilei de astăzi vom continua să facem curat la fața locului, adică vom încărca toate bordurile și vom aduce în șantier. Lucrăm cu două bulte și cu două autocamioane de mare tonaj. Sperăm să terminăm astăzi această operațiune, pentru că de la furnizor sunt pregătite deja 11 tiruri de borduri. Primele vor pleca, dacă nu au plecat deja, spre Piatra Neamț. Deci să înțeleg că începeți să puneți bordurile de astăzi? Nu, de mâine, astăzi nu ne încadrăm în timp, că avem un parteneriat, să spunem, prin vedere tehnic, un specialist din domeniul rutier, care ne acordă efectiv asistență tehnică în mod gratuit și chiar le mulțumesc pentru acest lucru. Mâine dimineață, ori după amiază, ori mâine dimineață, la fața locului vom merge și vom da cotele pentru aceste borduri, ca să știe oamenii exact cum să le monteze. Deci mâine, 99,99% începe montarea acestor borduri. Eu cred că în două săptămâni sper să terminăm. Ne sincronizăm și cu partea de asfalt și cred că o scoatem la capăt cât se poate de repede. Adică ce înseamnă, ce înseamnă cât se poate de repede? Dacă, nu știu, suntem în 18-19 august, 10 zile, eu zic până pe 5 septembrie, ar trebui 10 maxim septembrie să termin. Dacă bordurile, stăm după borduri. Dacă terminăm cu bordurile în două săptămâni, intrăm la partea de turnat imediat. Am înțeles. Ce ne trebuie. Am înțeles. Scopul meu este să terminăm cât mai repede, pentru că mai sunt și alte lucruri care ne așteaptă și oricum suntem toți împrăștiați, că avem un drum privat pe care, din fericire, astăzi reușim și îl terminăm. Dar unde faceți dumneavoastră drumuri private? În ce zonă? La diferiți parteneri. Avem un drum privat la Bistrița, de exemplu. La Bistrița, da. Mâine avem iarăși de executat o lucrare privată chiar în Piatra Neamț la o societate mare din
din Piatra Neam și vrem să o rezolvăm și pe asta mâine. Bun, adică, acum eu mă bucur că aveți lucrări private. Asta este foarte bine, câștigați niște bănuți. Păi este obligatoriu să am și lucruri private. Dar m-aș bucura și mai mult să nu pierdeți o lună de zile în zona Centurii ca să aflați că trebuie puse borduri, știți? Eu știu și vă spun sincer, știam și de acum două luni jumate când s-a făcut expediția tehnică pentru Bistrițe, pentru strada Bistriței. Puteau fi scoate bordurile, puteau fi montate. Din păcate, acum pierdem 2 săptămâni, ca și timp. Fiecare oră, din punctul meu de vedere, contează. Asta înseamnă bani pe care publicitarul nu-i produce. Am înțeles. Dar încercăm să recuperăm din mers și la foc automat. Bun, mai am două lucruri de discutat, scurt cu dumneavoastră, dacă mai aveți timp. Unu, sâmbătă se va putea folosi zona de jocuri de în strand să beneficiem de tartan de acolo sau nu? Noi am terminat de ieri de amenajat zona din strand. Inclusiv tartanul? Am realizat platforma, să spunem. În strand, noi ieri am ieșit de acolo cu tot personalul. Tartanul poate fi turnat. Dacă condițiile lor... Cine îl toarnă? E societatea care a câștigat licitația. Dacă e toarnă astăzi sau mâine, noi am rămas să ne auzim la un telefon. Eu oricum o să mă duc. E un secret cine toarnă? Nu, e o societate. Ai. Nu știu cum se numește. Deci nu toarnă publicitarul. Am înțeles. Pe mine mă interesează să-mi toarnă, să fiu prezent la fața locului. Vreau să văd ce utilaj folosesc ei pentru a turna acest tartan și vreau să iau furnizorul de materiale. Pentru că vă spun sincer, ținta mea este să mă apuc să produc eu tartan la publicitar. Am înțeles. Avem atâtea spații de joacă în municipiul Piatra Neam și de ce să nu le facă publicitarul. Da, am înțeles. Și doi, o întrebare, cred că este stupidă, dar spuneți-mi, eu m-am mai obișnuit să văd lucruri care se întâmplă așa. Pentru lucrarea asta de pe centură, studiul tehnic acesta care este pe baza căreia lucrați, are la bază și expertiza tehnică. Are la bază și un studiu geo? Nu. Cum adică nu? Are studiul geo, este expertiză tehnică. Eu m-am uitat cu atenție peste ea împreună cu colegii de la noi și cu alți prieteni și nu este studiul geo făcut. Bun, dar acolo sunt porțiuni de șosea care aveau diferențe de nivel de aproape 30 de centimetri, poate chiar mai mult. Am înțeles. Pe baza expertizei tehnice avem un strat de egalizare. A bine, asta am înțeles, că stratul de egalizare poți să-l pui, dar nu există pericolul. Nu există pericolul ca acele mașini care staționează pe banda dinspre exterior noaptea să taseze stratul acesta de egalizare. Eu sper să nu se întâmple acest lucru. Repet, noi executăm lucrare pe bază pe reparații. Am înțeles. Nu, eram curios dacă există studiu geo, știți, ca să nu mai lucrăm o dată, nu de alta. Da. Nu, vă confirm că nu există, asta este realitatea. Bine, vă mulțumesc tare mult, vă dorim baftă, sănătate. Și eu, să vreți. Deci, cam asta e situația. Acolo am aflat un lucru îmbucurător, nu există studiu geo și al doilea lucru îmbucurător, există posibilitatea ca firma care pune tartanul să-l pună și copiii să mai prindă ceva din anul ăsta. Cred că e tartan strand prin ardere și nu e tartan covor. E pază de granulație care e la temperatură se așează strat. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participarea la emisiune. Vom continua să invităm oameni care răspund de aceste servicii pentru oraș, dar trebuie să vă spun că avem câteva reacții la... Adică au început să pună note oamenii. În general, oamenii sunt mult mai duri decât dumneavoastră, e normal. Așa. Ei vorbesc punctual, eu vorbesc într-un plan general, dar acele note care s-au dat, dacă ar putea să vină și cu anumite puncte fixe, cu adresă și locație, în care să vedem exact despre ce este vorba. Din ultima incursiunea mea prin primărie, ca și consilier la cabinetul primarului, a rămas cu adresa și cu recepția tuturor sesizărilor făcute pe aplicație, care eu personal le urmăresc
Și orice aplicație care a fost transmisă către Salubrita sau către mine, maxim 48 de ore, dar dacă nu în același moment sau într-o oră, două, au fost rezolvate. Da. Ne oprim aici, trebuie să ne oprim, e și jumătate, ne vom mai vedea în emisiuni. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, pentru mesaje, cele bune, o zi frumoasă tuturor!